Hei, salutare, dragi prieteni, sunt Ipacu, bine v-am găsit la un nou episod. Vreau să mă scuzați că n-am mai reușit să postez, dar am avut o problemă cu telefonul și nu prea am avut nici timp, dar acum am timp și vreau să vă prezint. De fapt, inițial aveam un video cu piesele Lego pe care eu mi le-am comandat, dar videoclipul acela mi s-a șters din telefon, nu înțeleg de ce. Dar o să vă prezint, să vă arăt cum veți primi și voi piesele dacă o să vă comandați. Păi, în principal veți primi piesele într-o astfel de plăsuță cu deschizătură și veți primi, gen, nu veți primi, veți primi și așa de soare. Veți primi așa înăuntru la această punguliță cu Lego. Veți primi toate piesele pe care vi le comandați. Eu am comandat doar, cred că vreo 100 și ceva de piese. Dacă veți comanda oamenii, vi vor pune într-un plic de la micuț. Dar tot în punga asta o să vi-l pună. Apoi asta o veți primi împreună cu factura pe care va scrie, care o să fie scris toate piesele pe care le-ați comandat într-o astfel de cutie de această mărime. Cutia este foarte micuță. Eu am bandă pe ea pentru că eu deja folosesc, mi s-a rupt cutia și eu deja o folosesc la ceva. Iar pe o parte a cutiei veți avea și factura lipită. Și veți mai avea, v-am spus eu, înăuntru cutiei veți avea o factura pe care va scrie, pe care va fi scris piesele care le-ați comandat, această pungă în care vor fi piesele. Dacă vă veți comanda autocolante, le veți primi tot așa. Le veți primi tot într-o pungă mai mărișoară, dar tot în aceasta. De fapt, nu tot în aceasta, în cutie, separat. Iar aceasta va fi îndoită, va fi băgată în cutie împreună cu factura și cu autocolante, dacă veți primi autocolante. Na, cam acesta a fost episodul. Îmi pare rău că n-am putut să vă arăt pe viu. Dar na, s-a șters videoclipul, asta e. Dar sper să vă placă și acest videoclip. Cu voi aici a fost Tipac cu Nerdena, un alt episod. Salut!